Bun găsit, doamnelor și domnilor. Discutăm în această seară despre ce se mai întâmplă în Galați. Invitatul meu este primarul municipiului Galați, domnul Ionuț Pocheanu. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara, bine v-am regăsit. Să începem cu un subiect fierbinte și plin de praf, să zicem. Micro 40. Ei blocați zilele astea, e nebunie ce transportul acolo. Adică, practic, se asfaltează, e praf în jur, miros de asfalt, șoferi care înjură, trafic deviat. Cât durează treaba asta? Se spune din moș strămoș că baba la frumusețe suferă. Nu se poate avea, știu, străzi la standard fără micul disconfort sau marele disconfort uneori legat de asfaltare, de miros, de praf, de trafic congestionat. Și ne-ar vintiși la maxim, noroc că e weekend. La maxim. Noi sperăm ca, eu știu, nu mai mult de o zi, două de acum încolo, sau până la sfârșitul, sau până luni, da, să se reia traficul. Să se reia traficul la un alt nivel. Toată lumea acum când merge pe siderurgiștilor, toți spun, băi, ești nebun, dar nu sunt. Băi, nu simți frumos, nimic, da. Totul e ok. Bun, vă aduc aminte că anul trecut, pe vremea asta, da, era la fel, era jihad, nu o să mai termin. Nu vă spun ce mail-uri aveam noi la redacție, da. Încă o dată, nu se poate face altfel. Dacă, și aud chestia asta și am mai dezbătut-o la dumneavoastră în emisiuni, de ce nu se asfaltează noaptea? De ce? Pentru că de obicei asfaltările noaptea se lasă cu multe, foarte multe borcane aruncate. Corect, de ranjul mare până la urmă. Utilaje, tot, da. Cei care, de fapt și de drept, aici e paradoxul românesc. Cei ce doar trec prin zona respectivă, da, de asfaltat, cer asfaltări noaptea. Normal, că nu stai acolo. Cei ce locuiesc efectiv acolo unde se asfaltează, da, să n-audă de așa ceva. Dacă cel mai probabil am fi fost undeva în afara orașului, cred că asfaltarea pe timp de noapte, cred că s-ar fi pretat de o mie de ori mai bine. Ținând cont de faptul că suntem în oraș și că noaptea e făcută pentru a te odihni în principiu, faptul că mergem în forță și chiar se lucrează pe zona respectivă, puțin cred că sunt cei care pot arăta cu degetul. Acum că Gălățeanu se pricepe și la construcții, fără să înțeleagă cât trebuie să stea cimentul ca să intre în marcă, că câteva zeci de zile efectiv n-ai ce face, trebuie doar să aștepți ca respectivul ciment să se usuce. Că, eu știu, trasajul nu poate fi făcut a doua zi sau în aceea zi, tocmai pentru că dispare, este absorbit de bitum instant, e ca și cum n-ai dat cu vopsea și că trebuie să închidă porii. Adică, lucruri pe care, adică, nu sunt evident. Da. Le-am învățat ridicând aceleași probleme constructorilor. Corect, mi se pare normal. Păi e bine că le discutăm pentru că oamenii tot ne-au contactat și astăzi la fel. Dom'le, se circulă greu, nu știu, facă ceva, să fie toată poliția acolo. Bun, și dacă vine poliția, am zis eu, bă, să vină un echipaj. Ce poate să fac un echipaj? E trafic încolo, trafic încoace. Dar dacă sunt întrebări de la Gălățeni, de la șofer, de data asta am zis că totuși da, fi de prezența dumneavoastră și vă e normal. Sunt și oameni care înțeleg, să știți. Care stau la rând acolo. Eu mă bucur că din ce în ce mai mulți oameni înțeleg asta pentru că există un exemplu de bune practici. Când te uiți în urmă și vezi cam cum va arăta, cel mai probabil ai tendința de a accepta să stai 2, 3, 5, 10 minute sau să îți prăfuiești mașina trecând prin zona respectivă. Eu unul nu știu vreo altă metodă de a construi sau de a reface drumuri decât în forma asta clasică. Asta e chestie de moment, cum a spus și dumneavoastră, pentru că așa a fost și anul trecut și noi am avut destule mail-uri la redacție cu privire la deranj. Acum, după ce s-a făcut, domne, ce frumos este, toată lumea iese cu bucurie, se plimbă, se mai laudă. Noi avem granit pe jos, voi n-aveți, adică s-a ajuns la nivelul ăsta. E un lucru bun că sunt discuții, iluminatul este ok și atunci, într-adevăr, îți place să mergi pe acolo și eu merg pe acolo. Seara când mă duc spre casă, băi, trag și oltură, că îmi place. Pe, serios. Și girația de la... Da, sunt făcute... Piața Energiei, exact, foarte este mare, frumoasă. Acolo era un dezastru. Bun, s-a făcut, e un lucru bun. Acum e următoarea
girație în care astăzi asfaltam și unde am produs micile nemulțumiri. Văd că totuși se mișcă binișor. Eu vreau să apreciez ritmul susținut pe care de altfel mi-ar fi plăcut să-l văd pe toată lunghețea lucrării, așa cum lucrează în momentul de față pe zona aceasta de la patinoar până... E altă firmă sau... Nu, sunt aceleași. Sunt aceleași, dar scuza lor, pentru că am discutat problema, scuza lor e că pe segmentul acesta de stradă și-au permis sau le-am permis să închidă efectiv întregul sector și au avut front de lucru așa cum și-ar fi dorit dumnealor, nu cu jumătate, o mașină care trecea, una care claxona, unul care... Posibil să aibă și ei dreptate, dar eu cred că e evident că e loc de mai bine oricând și oriunde. Eu cred că ați intrat mai tare în ei așa și s-au mișcat mai bine, cel puțin. Cam așa se zvonește, dar, mă rog, până la urmă, bine că se mișcă bine. Bun, o altă problemă, că am început cu problemele, că de obicei nu reușim să le ducem la capăt. Am discutat cu două, trei persoane, un pic mai în vârstă, care au zis, domnule, noi suntem... deschise la nou. Mergem să plătim și noi din impozite ce mai avem resturi. Unii plăteau pentru copii, le-au trimis bani de afară. Nu mai merge roboțelul ăla din supermarket. Self-pay. Adică e o problemă. Am înțeles. Uite că acum aflu. Da? Adică nu, n-am știut. Că n-am primit, sincer, nici vreun mesaj. Le citesc. Da. Vă zic, domnul, putem să plătim la primărie, deocamdată nu e accesibil. Aici, dar factura la telefonie am putut să o plătesc. Domnule, zic, o fi o chestie cu serverele. Nu știți. Dar, nu, e prima oară, dar luni la prima oară mă voi interesa legat de chestia asta, pentru că, într-adevăr, dincolo de faptul că ne dorim un grad de colectare cât mai mare a taxelor și impozitelor, e și o chestie care pare a fi neserioasă din partea primăriei. Eu l-am plătit acolo. Mi-a fost mai lejer. Zic, băi, nu mai stau... E aglomerație, ușor de, da, și logic de plătit. Nu am făcut cont, să zic, să plătesc de pe card. Merg acolo, am plătit, am luat și ok. Și e bun. Bun, cu autorecenzare. Înțeleg că se mai prelungește un pic timpul. Va prelungi tocmai pentru că, în purul stil românesc, lumea n-are conștiința lucrului sau a proacțiunii. Nu știu. Cred că nu știu. Dacă întreb, mai sunt pensionari. E posibil. Aici noi suntem, primăria este cumva terț susținător a campaniei de recenzare. Nu suntem noi direct responsabili. N-aveți cumva, nu știu, un birou unde poți să vin să întreb? Ba da, avem lucrul acesta, dar Institutul Național de Statistică se ocupă de recenzarea cetățenilor. Noi suntem o entitate, v-am spus, terț susținătoare din toate punctele de vedere, atât logistic cât și, eu știu, la nivel de forță umană a recenzorilor. Dar e nevoie de foarte mult și de conștiința proprie. Băi, hai să fac asta. Vine unul, îmi bate la ușă, bună ziua, cum e cu somn, eu am venit să facem... Da, atunci... doar că, vedeți, și vizita asta la ușă avea un rol, nu neapărat, acum o să spunem, doamne, uite, mentalul ăstuia nu a descoperit, n-a depășit perioada comunistă. Nu, era și o formă de a lua contact, de a vedea exact cine, pentru că acum, să fiu sincer, nu că n-aș fi putut declara și înainte recenzorului, pe propria răspundere, locuiesc, nu mai venea nimeni să mă controleze. Da? Cât sunteți? 2, 10, 100? Da, nu întreba nimeni. Dar acum, cu atât mai mult, în spatele calculatorului, departe de ochiul oricui, măcar știi așa când te întâlneai cu omul față în față, unii poate mai aveau o rușine, alții o reținere, alții poate să gândeau de două ori, dar poate o verifica sau o ăștia vreo mentor. Mă întreabă vecinul, da. Exact. Așa, acum, în spatele calculatorului poți să spui absolut orice. Că ești pakistanez, albanez, congolez. De unde ești, da, corect. Da? Păi da, înainte mergeai și spuneai, uite, am fost la vecinul, ei sunt numai doi. Nu, domnule, să-l ce spunea vecinul, că te vrei și tu mă tai. Da, e, mă rog, acum că să mai... Cel mai probabil, asta e prima fază de recenzare, acolo unde, sau în urma cifrelor de care dispunem, cel mai probabil se va ajunge și la forma clasică de recenzare. Tot vorbeam de taxe și impozite, am discutat de curând cu câțiva posesori de embarcațiuni și am zis să
vă aducem la cunoștință cumva și să analizați, că nu puteți să ne dați probabil un răspuns pe loc. Până în urmă, cu ceva timp, oricum nu erați dumneavoastră primar, a fost, pentru bărci, au fost niște taxe în regulă, la locul lor, obișnuite, în funcție de barcă, de motor, de așa. S-a schimbat primarul, s-a luat o hotărâre în Consiliul Local și s-au ridicat taxele la toate și aici era o situație așa. O barcă de pescuit obișnuită cu motor mic, 20 de cai, mă rog, a ajuns să fie la impozit cât o barcă cabinată cu 200 și ceva de cai, că era pura de lungimea bărcii. Adică pui 20 de cai cu 250 de cai. Am înțeles logica ce spuneți. Evident, o barcă de 100 de mii cu una de 5.000 de euro. Și sau ceva de genul. În momentul în care oamenii au spus, domnule, am fost la... Trebuie văzut următorul lucru. Nu știu să vă răspund acum la întrebare. Corect, nici nu mă așteptam să... Nu deținătorul adevărului sau a tuturor adevărurilor. Cam trebuia că sunteți primar. Știți că lumea spune, doamne, primarul rezolvă. Eu vă cred, dar... Nici nu vreau să mă dau mai deștept decât sunt sau nu sunt. Trebuie văzut dacă forma aceasta de taxare este în baza legii sau în baza unei hotărâri de Consiliu Local. Pentru că eu bănuiesc cel mai probabil că e în baza legii și e posibil ca legiuitorul, la momentul în care a conceput legea, să nu fi cunoscut specificitatea a ceea ce prezentați dumneavoastră. Și au plecat sau au încercat ei să acopere o gamă cât mai largă de bărci. Și atunci au spus, dom'le, cum să le departajăm? Păi în funcție de lungime. Cine să plimbă cu barca, eu știu, dintr-o asta din hârtie, da, nu plătește nimic. Dacă ai 3 metri jumătate, bărcuță, eu știu, dintr-o asta, navomodelism, dai un leu și tot așa. Trebuie verificat și am să vă rog asta și pentru că avem comunicare bună și aproape permanentă, am să vă rog luni dimineața să-mi dați un mesaj tocmai pentru a mă putea interesa. Sigur, la taxe un lucru și impozite. Și... Să vedem dacă ține de o hotărâre de Consiliul Local, să revenim asupra ei și să... Da, ar fi, sunt mulți posesori de embarcațiuni, mai ales că avem Dunărea aproape, poate... Mie se pare că sunt prea puțin față de... Deci nu avem unde să le ținem de acolo, discutăm că... Haideți să spunem așa, s-a făcut acel port de embarcațiuni de la BAC, că a fost... Gheața adus... la tot, așa. Furat. Ce a fost acolo e jale. Noi avem imagini de... Nu, n-a fost conceput bine. Specialiștii spun, domnule, nu e bun, n-ai cum să duci. Nu știu dacă simt vreo 2 inci bărcile acolo. Bun, vreau să-mi iau o barcă. Unde o țin? O țin la un privat. Poate costă cam mult. Poate să facă primăria, uite, domnule, facem aici o chestie. Dacă, bineînțeles, puteți, pe nu știu ce planul, pe ce bani, pe ce fonduri. Eu zic fonduri că ar fi. Acum, pe așa ceva nu sunt, pentru că le-am fi accesat. Aveați o idee, parcă în zona aia la trecere BAC mai sus era o chestie. Sperăm ca ultimul, deci după 4 ani de zile, dacă nu mai bine, de când respectivul cetățean sau compania respectivă plătește concesiunea. Deci el o plătește, e la zi cu ea. Datorită unor inexactități sau hai să mă exprim așa mai neauș. Un prost aruncă piatra și 10 să... E bun, înțeles că e să scoate, da. Exact. Bun. Pentru cei care au vărsat lacrimi și multă cerneală la momentul respectiv cu uite ce face primăria sau nu face, surprinzător, zona golfulețului, așa cum este cunoscută, sau era cunoscută, cel puțin pe vremea copilăriei mele, la golfuleț mergeam. Datorită colmatării, când s-a făcut registrul spațiilor verzi, bucata aia de nămol, de aluviuni care au fost strânse acolo, au încolțit tot felul de copăci. Sunt niște copăci, da, am văzut și eu. Și a fost considerată spațiu verde. Nimeni, nemai ținând cont, la momentul... Ăștia au fost niște oameni veniți de la București care au făcut registrul spațiilor verzi, de nu l-am mai fi avut. Asta e părerea acolo mea. Acolo se vedea clar că sunt niște... Ei bine, n-au ținut cont că... Și l-au trecut spațiu verde. Când s-a dus omul să-și scoată de la Agenția de Mediu avizul, corect, pentru a începe lucrările de decolmatare și de amenajare, corect, da,
Păi a spus, ba pardon, spațiu pe spațiu verde, unde? Ce se ca spațiu verde, să faceți dumneavoastră acum un port de embarcațiuni? Și de 4 ani de zile ne chinuim să o scoatem la capăt. Sper eu din tot sufletul să o fi scos. Încă n-am certitudinea, că n-am văzut încă... Nu neapărat hârtia. Când o să văd autorizația de construcție emisă, atunci voi putea spune că s-au rezolvat problemele. De asta vă spuneam că un nebun a aruncat o... Asta e când vin alții în altă parte acolo, se vedea că se uitau clar, el avea o formă cu dale, cu tot ce trebuie, bun, s-a strâns mâna acolo corect și sunt sălcii aproape care cresc repede. Ținând cont de atitudinile astea moderne, a trebuit făcut un studiu și s-a observat că s-a creat un microclimat pentru nu știu ce neam de gușter care își depusese ouăle și e problemă. Foarte orientat gușterul ăsta s-a dus. Da. Gușter pe care eu când eram mai mic îi prindeam ori prin Valea Țilinei, ori prin actuala, zi să-i spun, pădurici de la... nu pădurici, din suburbia domnului Fotea, Grădina Botanică. Grădina Botanică, da? Da. Păi și acum, nu-i problemă. Păi sunt sigur că sunt, dar cel mai probabil... De acolo au migrat ca să... Sunt gușteri migratori. Exact, da. Și ăștia nu le dau voie. De unde au venit, cred că se pot întoarce. Că nu cred că s-au certat între ei și au fost alungați și acolo e vreun clan neacceptat puțin mai sus. Da. Bun, că asta tot am vorbit. Ar fi bine dacă s-ar face, pentru că gălățenii, eu zic că și-ar mai face bărci, și-ar mai lua, s-ar plimba. Eu sper din totul. Cred că suntem unul dintre puținele popoare care, deși avem atâta apă, da, și chiar suntem o țară binecuvântată din punctul ăsta de vedere, avem legături atât de puține cu ea. Bă, bune, uitați-vă câți au, uitați-vă cât au plăcerea de a ieși și de a naviga pe Dunăre sau pe orice alt râu. Da? Corect, aici apar și alte chestii, cum spuneam. Ție o barcă pentru care plăteai, cum mi-a spus un nene și ținea barca pe la Siret, unde domne, plăteam 12 lei și avea hârtie omul. Și acum te plătesc 420 de lei. Și m-a spus, domne, barca mea are un motoraș mic, ăsta avea 5 cai. Zic, eu nici nu merg, că n-am, eu pescuiam. Și mi-a spus pe lungime. Și domne, m-am dus, nu te să o matriculez, dar erau oameni cu ele matriculate, că au peste 20 de cai. Domne, vă arăt poze, este o coajă de barcă cu două băncuțe. Cum să plătesc, cum plătește iactul lui X. Aia e. Și atunci nu-ți dă mâna. Da, ok. Bun, ca să nu mai vreau să... luni să ne auzim. Asta nu e nicio problemă, că noi asta și facem. Preluăm probleme de la gălățeni, vi le facem la cunoștință, noi asta faceți ce puteți. Bun, haideți să-mi spuneți dacă extindeți Galațiu. Că acum, eu nu știu, spre vânători. Adică va fi... Doar la nivel de adică, de să spunem așa, va fi cumva, că e o glumă, un cartier al Galațiului vânători? Sau este este deja, de multă vreme. Aici, la nivel atât național cât și internațional, se discută de localitățile dormitor, de tip dormitor, așa cum sunt marea majoritate a localităților din jurul unui pol de creștere. Și aici sunt, dacă vreți să intrăm în discuții, există diferite viziuni și moduri de a aborda problema, de la faptul că taxele și impozitele locale pe anumite proprietăți sau pe proprietăți, pe locuințe, se plătesc în UAT-ul limitrof, dar respectivi oameni folosesc toată infrastructura orașului, școală, străzi, transport public în comun. Da? Intrăm într-o discuție cu mult mai amplă legată de filozofia asta supra administrației publice. Momentan, legat de ce ați văzut ieri cu domnul primar din Vânători, am semnat un acord de parteneriat în vederea elaborării și depunerii unui proiect pe Planul Național de Reziliență, Redresare și Reziliență, în vederea achiziționării unui număr minim de 20 de autobuze. Aceste autobuze nu vor deservi, a să înțelege, doamne, și de acum va fi o rută până la Vânători cu 20 de autobuze. Nu! O parte din ele vor deservi interesele municipiului Galați și se va înființa într-un viitor, la momentul în care se vor putea achiziționa, o rută, minim o rută,
care să conecteze mult mai ușor cetățenii din vânători cu locurile de muncă, corect, sau de distracție, vin... sau, eu știu, de orice altă natură, din Galați. Păi da, dacă ar fi autobuze... Și această rută, cel mai probabil, cred că va ajunge minim până în fața primăriei, să-i spunem așa, din vânători, cu o frecvență destul de deasă, cât să preia. Acum nici nu vrem să... Exprimarea mea, toată lumea a preluat-o, să cărăm vânt, adică să avem în funcțiune o sumă de autobuze care să care, eu știu, pe 30 de locuri un om sau doi. Eu cred că oamenii vor merge, pentru că am discutat cu oameni de acolo, cunosc și eu, destui gălățeni, care s-au mutat în zona asta, sat Costi Vânător, Tulucești, mă rog, mai departe, dacă am zona asta, și o spune, dacă ar fi autobuz, nu mai plecăm cu o singură mașină, uite, soția pleacă mai târziu, s-a urcat în autobuz, e nevoie pe lângă, las, mă mișc eu, duci copilul, nu știu ce, sunt niște ore și mergem. Da. Înțeleg că este un transport de aglomerat, că sunt mulți, de unde vor fi venind, vor fi vreo curse din asta pe, nu știu, sau cel mai probabil privat. Da, exact, și au microbuzele alea, și stai și te înghesi acolo. Ei, fie un transport public, e altă treabă. Dar acum zic, hai să o lămurim, că e aici aproape, și zic, hai să vedem ce se întâmplă. Cred că vor urma într-un viitor apropiat, pentru că zona urbană funcțională implică alte trei entități, UAT-uri, dincolo de vânători. Vorbim de Tulucești, ca să vorbim pe linia respectivă, vorbim de Șendreni și vorbim de Smârdan. Da, corect. Cel mai probabil, într-un viitor, niște ani de acum încolo, vor exista niște rute. Va trebui să înființăm un ADI pe transportul interurban, care să deservească interesele tuturor celor 5 comunități prinse în zona urbană funcțională. Mi-ați adus aminte de Smârdan. Erau niște întrebări de acolo, nu foarte multe, ce întreb de asta. Dincolo de calea ferată spre Smârdan, este o... Legat de un teren, încercăm să... Sunt mai multe case, exact, da? Știu. A fost și domnul primar de mai Smârdan. Multe ori, da? Am avut discuții. Încercăm să găsim o soluție, ori să îi predăm terenul efectiv, adică să-l trecem din proprietatea noastră în proprietatea dumnealui. Ori vorbisem chiar acum, cred că o săptămână sau două, cu directorul nostru de patrimoniu, înțeleg că au mai identificat și ei o altă soluție. Dar fiind o perioadă foarte aglomerată pentru mine, cel mai probabil de săptămâna viitoare vom putea relua discuțiile și cu... Am zis că acolo probleme cu utilități, cu ce este, suntem mai nimeni, noi vrem să vedem, că nu mai știu cum e. Apropo de cei din cartierul Siret, până la urmă, ce buletin au? Uite, eu nu știu, sper rușine. De Galați sau de Vădin? Acum e o struță Cămilă acolo. Da? Așa, am mai dezbătut la dumneavoastră problema. Da, nu mai știu problema. Cum e acum, că văd că transport public avem de la noi, avem acolo transport public, adică e tot e o treabă. Aveau chiar și un magazinaș. Ultima întrebare. Trenul regal, a venit la Galați, a fost o vânzoleală, am zis că e revoluție, SB-ul ar fi venit minerii sau nu se putea ajunge în gară. Da. Deci a fost, nu știu, Galați... A fost surprinzător, inclusiv pentru mine, inclusiv pentru Casa Regală, inclusiv pentru organizatori, cei care se ocupă de Casa Regală cu astfel de evenimente. Nu s-a așteptat nimeni să fie numărul ăsta impresionant de gălățeni. Păi dacă în 3 ore... erau 2 ore puse la dispoziție și au mai prelungit cu încă o oră pentru a putea vizita trenul regal. Au intrat 3.000 de gălățeni, puțini la câți am auzit-o că au renunțat tocmai datorită aglomerației de acolo. Cel mai probabil, acum nu știu ce estimări aveți dumneavoastră, eu zic că au fost 6-7-8.000 de oameni în zona respectivă. Casa Regală se pare că suscite interesul gălățenilor și beneficiază pe bună dreptate din multe puncte de vedere de susținerea și aprecierea gălățenilor simpli. Am văzut oameni de toate vârstele acolo. Și toate categoriile sociale. Exact, adică... exact. Am văzut deschidere din partea lor, dincolo de modul acesta extrem de strict și de protocolar în a te prezenta. Am văzut că au dat mâna cu oamenii, au interacționat, au discutat, au luat buchetele de flori. A fost impresionant și pentru ei, din discuțiile pe care am avut ulterior,
chiar extraordinar de plăcut impresionați. Am văzut că ați fost acolo și cu fetița de trebuia, păi, la urmă urmei, eram gazdă și protocolul impune, mi-a impus și mie o anumită adică conduită. Adică, noi venim cu familia și dumneavoastră să fiți cu familia. Da. Da. Da, eu știți că în privat am mai discutat cu dumneavoastră, nu sunt omul care să-și expună familia. Rar, poate cred că o dată pe an vedeți acea fotografie de Crăciun și nimic mai mult. Sunt de părere că familia trebuie să stea departe de micile sau marile răutăți. Da, din nefericire este, pentru că în punctul meu de vedere, un primar, dar noi, da, trebuie să-și prezinte familia. Noi, voi m-ați ales. Eu ăsta sunt cu familia mea. Da, cum spuneți și dumneavoastră, sunt o grămadă de... Da, iau eu, să spunem că încasez eu destule cât să mai încaseze și ei. Tot asta ați venit de... și v-am văzut și da. A crescut fetița noastră, nu mai văzusem de mult, da, și vă seamănă late, adică aici nu puteți să spuneți... Nici nu știu dacă e de bine sau de rău. Nu. Da. Da. Noi am epuizat timpul alocat emisiunii de astăzi, o să discutăm când mai reușim să vă, vă prindem, că mai avem multe probleme. Așa de este. Dezbătut. Încă o dată mulțumesc pentru prezența de invitație. Cam atât pentru astăzi, rămâneți pe TV Galați.